Suntem în luna decembrie, luna cadourilor și a surprizelor și acest cadou din partea societății SC Marcel este binevenit. Sănătatea cetățenilor contează pentru noi, iar un act medical de calitate înseamnă și o continuă modernizare a echipamentului medical din spital. Mulțumim domnului Iacob, mulțumim doamnei doctor Ciocan Alina, medicul șef al secției de cardiologie care a făcut lobby pentru acest aparat modern. Este un echipament, un ecocord de ultimă generație. O voi lăsa pe doamna doctor să spună mai multe că dumneei va lucra. Valoarea este de 38.500 de euro, fără TVA. Dacă am zis bine. Așa e. Mulțumesc mult! Cu mare drag! Vreau să mulțumesc pentru ajutorul și sprijinul pe care l-am primit din partea firmei 10 Marcel în această lună, a cadourilor, la fel cum o zice și doamna manager. Suntem obișnuiți ca în această lună să primim tot timpul cadouri. Din nou a venit un cadou foarte important pentru noi. Este un ecocardiograf care are un soft mai special, care ne va ajuta în depistarea unor afecțiuni mai repede la anumite categorii de pacienți. Și ne este un mare beneficiu pentru că adresabilitatea pacienților cardiologici la spitalul nostru este foarte mare. Noi vom mări echipa din luna ianuarie cu încă o nouă colegă și pentru a ne putea efectua activitatea cât mai bine, atât pentru noi cât și pentru pacienții noștri, prietenii noștri ne-au venit în ajutor și în această lună cu acest ecocardiograf mai special și sperăm că activitatea noastră să se deruleze mult mai bine ca până acum și să ajutăm un număr cât mai mare de pacienți. Are un soft special la care eu m-am gândit din prisma pacienților oncologici. Noi avem foarte mulți pacienți oncologici urmăriți în spitalul nostru prin secția de oncologie, care își fac chimioterapia la noi și noi trebuie să urmărim ecocardiografic și softul acesta ne va ajuta, îi va ajuta și pe ei și pe noi să depistăm în niște stadii mult mai incipiente anumite afecțiuni, de exemplu, care va ajuta în continuarea chimioterapiei și pentru lucrul ăsta și celelalte enumerate am zis că ar fi bine să mai avem încă un ecocardiograf, având în vedere că suntem mai mulți colegi, adresabilitatea foarte mare și colegii ne-au venit în ajutor pe această cale și mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Mare, da. Compania Marcel se bucură să fie alături de comunitatea din orașul Roman. Am făcut acest gest deoarece orașul acesta și spitalul acesta ne-a ajutat de fiecare dată când am avut și noi nevoie în calitate de pacienți. Marea majoritate a angajaților noștri vin și fac naveta din orașul Roman. O parte dintre magazinele noastre sunt aici în orașul Roman și până la urmă, vedeți, oriunde am încercat să mergem, tot de aici ne tragem și tot aici ajungem. Ne bucurăm și noi că am putut face un bine comunității, ne bucurăm că doamna doctor Ciocan a avut inițiativa de a ne contacta. La început și pentru noi am crezut că este ceva greu, a fost ceva nou, ca să spunem, pentru că de regulă făceam sponsorizări în produse persoanelor nevoiașe din zona Romanului și împrejurim. Iar anul acesta am decis că o mare parte din suma care o aveam alocată acestui domeniu al sponsorizărilor să vină și pentru sănătate, deoarece într-adevăr, poate că ne-am săturat și noi uneori să auzim că trebuie să mergem la mai mare distanță pentru anumite consultații sau anumite diagnostice. Astfel, am pus umărul la a moderniza Spitalul Roma și intenționăm să facem lucrul ăsta și în anii viitori, atât cât permite și bugetul și cât mai este nevoie în spitalul nostru. Contractul de sponsorizare. Așa e, nu? Sigur, da. Și pe aviz de... Și când facă de urmă? Așa. Da.
Și cu asta se concluzionează sponsorizarea noastră. Vă mulțumim tuturor!